Unul dintre lucrurile care ne face să apreciem extrem de mult tehnologia de astăzi este ușurința cu care putem să înlocuim piesele stricate. Orice problemă avem, ne ducem la magazinul de specialitate, să fie vorba de mașină, de calculatoare, de telefoane, și căutăm piesa de schimb și înlocuim cea stricată, cea care nu funcționează, cu una nouă, care are exact aceeași caracteristici. Dar ce se întâmplă când facem așa cu oamenii? Salut și bine te-am găsit! Sunt Bruno Medicina, trainer, coach, autor sau cum de ziori mi se spune, omul care aduce performanța. Și data fiind că respectarea standardelor este o componentă esențială a performanței, de asta vorbim în cursul de întâlnirea noastră de azi. Respectarea standardelor este o parte integrantă de orice structură. Pentru că nu putem aici aborda teoria sistemelor, care este un model care mi place foarte mult, dar ideea care este, un sistem este un grup de resurse unite de un obiectiv comun și, data fiind că sistemul are un anumit obiectiv, nu poate să piardă timp după dacă o piesă nu merge. O înlocuiește, pur și simplu. La un moment dat, orchestra este un sistem, dacă cel care cântă la vioară are durere de burtă, este înlocuit cu un alt care cântă la vioară în aceeași fel. Dacă la o firmă lipsește contabilul din orice motiv, pentru că intră în concediu de maternitate, este înlocuit de alt contabil cu exact aceeași caracteristici. Deci, obiectivul de orice structură birocratică este să facă există niciun om să fie indispensabil, pentru că, într-adevăr, un om imposibil de înlocuit la locul de muncă ar fi un dezastru pentru orice structură și uneori este chiar așa. Adică, dacă lipsește cel care ține pe picioare toată structura, dacă lipsește din orice motiv, structura se prăbușește. Deci, orice structură are mare grijă să nu se întâmple așa ceva. Eu am avut tangența, ar fi prea lung de explicat aici de ce, cu metoda de training dell'armata americană, dell'armata NATO. Și este absolut incredibil nivelul de organizare la care au ajuns. Există mii și mii de cursuri de toate feluri, de la bucătărie la cum să creezi o bombă cu niște instrumente de casă, de topografie, de ingineria, cum să clădești un pod, cum să supraviești în giungla, cum să faci medicina de urgență, în fine, într-adevăr de toate, orice. E cea mai incredibile facultate din lume, pentru că nu, cred că nu există materie să nu fie abordată în un anumit fel. Dar partea interesantă că fiecare domeniu este aprofundat și la sfârșit de orice curs, fiecare soldat, cel care a urmat acest curs, are exact niște caracteristici pe care intră în dosarul lui. Deci, în momentul în care cei de la conducere au nevoie de un războinic X, un militar X, tata caută în calculatoare și în exact aceeași fel în care s-ar alege o placă de sunet sau o piesă de schimb la mașină, se caută un om exact cu aceste caracteristici și uite cine a făcut cursul respectiv. Evident că asta este extrem de folositor pentru structura. Nu știu prea bine cât de folositor este pentru om să fie tratat ca o piesă de schimb. Probabil cea mai mare parte oamenilor se simt bine așa, se simt protejați de structura. Întregul nostru sistem a mers după certificare. Lumea vrea certificare pentru orice. Acum în Occident, dacă vrei să speli geamuri, îți trebuie
certificate de spalator de geamuri, dacă vrei să faci traducere, nu poți să faci fără diploma respectivă, adică asta independent de cât de bun este să faci un lucru. Deci tot trebuie certificat. Eu nu știu prea bine unde va duce problema asta, pentru că eu înțeleg protecția publicului, dar la un moment dat se ajunge la un nivel de rigiditate care, după părerea mea, strică întregul sistem. Dar în timp ce eu înțeleg cei care se supun la chestia asta cu certificare, pentru că așa vrea statul, așa vor firme, ceea ce nu înțeleg este mentalitatea de cine vrea neapărat să respecte un standard impus de alții. Pentru că cel mai puțin un lucru este sigur. Acest standard nu este pus în interesul tău. Este pus în interesul structurii. E în momentul în care tu ești, respecti standard, înseamnă că ești ușor de înlocuit. Adică, în momentul în care, din orice motiv, sistemul vrea să scape de tine, pur și simplu te înlocuiești cu altcineva care are exact aceeași caracteristici. Deci, eu știu că discuția asta nu o să placă la 90-95% din oameni, pentru că libertatea nu este prea apreciată în sensul ăsta. Dar eu mă întreb, de ce facem atâta eforturi să ne aliniam, să ne încadram, să respectăm niște standarde, când de fapt ceea ce într-adevăr dorim, ceea ce într-adevăr ne răsplătește, este faptul de a ieși în evidență și să fim diferiți de ceilalți? O zi bună în continuare!